Bine v-am regăsit, prietenii, la un nou episod din Posibile Transferuri. Astăzi au apărut foarte multe discuții despre PSG, care vrea să scape de Neymar și să-l aducă în locul lui pe Victor Osimhen de la Napoli pentru 150 de milioane de euro. De asemenea, se dă o luptă foarte mare pentru semnătura lui Zinedine Zidane, care este așteptat la Juventus sau PSG. Chelsea peste gata să facă un nou super transfer. Modric pare o ofertă uriașă de la Al Nassr pe echipa lui Ronaldo, iar Yasmin Latovlevic semnează cu Petrolul Ploiești. Toate acestea și multe altele în următoarele minute, dar până atunci nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare. Deschidem videoclipul chiar cu transferul anului. Este vorba despre Victor Osimhen, care este extrem de aproape de a deveni al treilea cel mai scump fotbalist din istorie. Starul de la Napoli a avut un sezon incendiar în care împreună cu Kvaratskhelia au dus-o pe Napoli pe primul loc în Italia, iar în Liga Campionilor napoletanii au ajuns în premieră în sferturile competiției. Atacantul nigerian și-a arătat în sfârșit pe adevărata valoare. Pe acesta a marcat 21 de goluri în Serie A plus alte 5 goluri în Liga Campionilor, iar acum cota sa de piață a ajuns la 100 de milioane de euro. Mai multe echipe de top s-au interesat de semnătura nigerianului, însă PSG este favorită la semnătura lui Osimhen, mai ales că aceștia pot îndeplini condițiile financiare ale lui Napoli, dar și ale jucătorului. Gândiți-vă cum ar arăta un atac cu Osimhen, Mbappé și imediat în spatele lor Leo Messi. Cred că PSG ar fi o favorită clară la câștigarea marelui trofeu UEFA Champions League. Neymar însă este favorit să plece de la PSG, deși acesta a început foarte bine sezonul, a reușit din nou să se accidenteze și să rateze finalul sezonului, chiar șefii de pe Parc de Prince s-au săturat de talentatul brazilian. Superstarul brazilian de 31 de ani s-a întors în țara natală, unde vineri a fost printre fanii la meciul dintre Santos și Audax Italiano, scor 0-0. Tot acolo, decarul PSG-ului a făcut un anunț important legat de viitorul său. Într-o bună zi, mă voi întoarce curând. E prea frumos să mă întorc aici, mă simt ca acasă aici, mă bucur să revin după 10 ani. Am venit aici să susțin echipa și să primesc afecțiunea fanilor. E clubul care mi-a dat totul, care mi-a deschis ușa, dacă eu visez să se revină, imaginați-vă fanii. A spus Neymar pentru Globo Esporte. Brazilianul indică o posibilă revenire la Santos, echipa la care a explodat și de la care a plecat la Barcelona, și crede că Neymar, din ce putem observa, nu vrea să mai joace mult timp fotbal, așa că o revenire în Brazilia la Santos ar putea să se producă chiar din vara următoare, dacă PSG este decisă să-l vândă pe fotbalistul pe care în trecut au plătit 222 de milioane de euro. De la începutul acestui an calendaristic, Pep Guardiola a schimbat sistemul la City, iar modulul 3-2-4-1 oferă multă flexibilitate și a adus rezultate. Până la egalul cu Bayern din returul sferturilor Champions League, campioana din Premier League obținuse 10 victorii la rând în toate competițiile. Cei 4 mijlocași ofensivi folosiți de Pep oferă multe baloane utile pentru killerul Haaland, dar e nevoie de 2 închizători în acest modul. Rodri e punct fix, iar Guardiola l-a folosit lângă spaniol pe Stones în ultimele partide, totuși fundașul central englez e mai mult o improvizație, astfel că staful tehnic al cetățenilor caută un închizător pentru la vară. Momentan, par să se fie oprit asupra lui Mateo Kovacic, fost fotbalist la Real Madrid, care acum evoluează pentru rivala Chelsea. Chelsea pare mari probleme cu fair play-ul financiar datorită investițiilor masive din vară, iar City par putea profita și l-ar putea transfera pe Kovacic pentru o sumă medie de 40 de milioane de euro. Zinedine Zidane este cel mai curtat antrenor din această perioadă. După despărțirea de Real Madrid, fostul balon de aur a luat o pauză destul de lungă, însă acum este gata să revină în fotbal. Chiar PSG și Juventus îl așteaptă cu brațele deschise. PSG caută un nou antrenor care să poată stăpâni acest vestiar plin de staruri pe care îl are, și cine altcineva ar trebui să facă acest lucru dacă nu Zizou, un om care a demonstrat la Real Madrid că poate să scrie istorie și să împace toate superstarurile pe care le are. Pe cealaltă parte, Juventus este o echipă care a rămas în inima francezului și la care fanii îl așteaptă cu multă nerăbdare, chiar pretențiile nu ar fi atât de mari ca și la PSG, pentru că bătrâna doamnă este o echipă ce trebuie reconstruită, chiar Zidane ar avea mână liberă să facă tot ce dorește.
RB Leipzig și Chelsea pare că s-ar fi înțeles pentru transferul lui Christopher Nkunku, care este așteptat în vara următoare pe Stamford Bridge, deși s-au investit peste 600 de milioane de euro în transferuri de jucători în ultimele două sezoane. Rezultatele echipei din acest an sunt foarte dezamăgitoare, fiind un sezon de sacrificiu. Londonezii însă nu se opresc din investiții și se anunță o vară în care de la echipă vor pleca foarte multe vedete și vor veni pe alte staruri. Primul dintre acestea fiind Nkunku, fotbalist cu o cotă foarte bună și care anul trecut a avut o formă absolută genială, fiind cel mai bun marcator, dar și pasator de la Leipzig, echipă care continue să creeze star după star. Performanța celor de la Aston Villa din acest sezon este remarcabilă. Clubul ocupă în clasamentul Premier League poziția 6-a cu 7 meciuri rămase de disputat, aflându-se la doar 6 puncte distanță de ocupanta locului 4, Newcastle. Forma echipei este excelentă, băieții lui Unai Emery fiind pe locul 2 în clasamentul cluburilor cu cele mai multe puncte obținute până acest an calendaristic, 32, cu doar 2 sub formația lui Pep Guardiola, Manchester City. Conducerea clubului este încântată de Emery, care a reușit să redreseze echipa și promite transferuri puternice până următoarea vară. Unai Emery și-a fixat astfel 3 ținte pentru sezonul următor. Primul jucător de care Unai Emery ar fi interesat este Kyle Walker, fundașul dreapta englez în vârstă de 32 de ani și a pierdut locul de titular incontestabil în formația lui Pep Guardiola, iar Emery ar considera că experiența sa poate ajuta foarte mult echipa. Al doilea jucător pe care Unai Emery l-ar dori pe Villa Park este Emil Smith Rowe, tânărul mijlocaș ofensiv al celor de la Arsenal, a primit foarte puține minute până acest sezon, fiind măcinat de o accidentare care l-a ținut departe de teren timp de 13 partide. Smith Rowe anul trecut a fost poate cel mai bun fotbalist al lui Arsenal, iar Aston Villa ar vrea să-l pună pe picioare pe decarul englez. Cel de-al treilea jucător dorit de Aston Villa ar fi Samuel Chukwueze. Nigerianul a fost antrenat de Emery pe vremea când spaniolul se afla pe banca tehnică pe celor de la Villarreal. Aripa dreapta a submarinului galben pare un sezon foarte bun, până 28 de apariții în La Liga, înregistrând 11 contribuții de gol. Problema cea mai mare referitoare la un posibil transfer ar fi clauza sa de cumpărare de 80 de milioane de euro. În urmă cu o lună și jumătate, Firmino l-a anunțat pe Klopp și pe oficialii lui Liverpool că nu-și va prelungi înțelegerea scadentă în vară și va da curs unei noi provocări. Vorbind de un jucător world class care, dincolo de cifrele foarte bune, e un fotbalist de echipă care creează mereu culoare pentru coechipieri și pune întotdeauna interesul clubului înaintea mizelor personale. Ca atare, Barcelona și Roma s-au înscris imediat pe lista de echipe mari interesate de serviciile sud-americanului, dar acesta a luat o decizie surprinzătoare. La doar 31 de ani, Firmino a decis să meargă în Turcia, pe acolo unde fotbaliștii mari ajung abia în ultima etapă din carieră. Firmino și-ar fi dat acordul verbal de a semna cu Galatasaray, acolo unde ar putea încasa 12 milioane de euro pe sezon, un salariu foarte mare. €12 milioane de euro sunt foarte mulți bani, iar Luka Modric ar putea primi chiar dublu dacă semnează cu Al Nassr pe echipa lui Cristiano Ronaldo, care vrea să refacă cuplul celebru dintre Modric și Ronaldo. Mijlocașul croat a ajuns la o vârstă înaintată, însă continuă să fie un fotbalist foarte important pentru Real Madrid, însă cred că Los Blancos l-ar lăsa să plece liber dacă acesta va dori. Oferta din Arabia Saudită este dublă față de salariul pe care Modric îl are la Real Madrid și nu cred că Modric ar putea avea probleme să nu se acomodeze în Arabia, având în vedere ce calități incredibile are. Yasmin Latovlevici revine în fotbal, fostul fundaș stânga de la Steaua București, cu care a câștigat cupe, campionate și calificări istorice în cupele europene, s-a întors în Superliga. După despărțirea de FC Argeș, acesta va juca tot la o echipă de tradiție, și anume Petrolul Ploiești, care pare nevoie de experiența fundașului ajuns la 36 de ani și care vine să le dea pe final de carieră o mână de ajutor lupilor galbeni.